Ați spus că ați discutat cu domnul Sorin Câmpeanu, actualul ministru al educației. Ce v-a spus? Cum a reacționat dânsul la proiectul pe care l-ați făcut pentru redeschiderea școlilor? Da, am avut o discuție, pentru că în primul rând amândoi suntem profesori și pentru că eu cred în demersuri constructive și într-o opoziție constructivă. A fost un dialog pozitiv. Cred că există multe zone unde există o corelare între opiniile noastre, mai ales pe necesitatea redeschiderii, dar mai ales pe necesitatea de a bugeta adecvat tot acest proces de redeschidere și educația. Ori aici sentimentul meu a fost uneori că nu este suficient de sprijinit în Guvernul României. Adică dacă ministrul educației spune că are nevoie de o sumă de bani pentru a face niște lucruri elementare, eu cred că ministrul de finanțe și premierul ar trebui să susțină lucrurile acestea. Ori eu cred că văzând optica politică a actualului guvern, că acele măsuri nu vor fi sprijinite. Adică totuși avem un premier care a declarat public că educația și sănătatea nu sunt o prioritate. Eu nu știu nicăieri în lume vreun demnitar care să-și asume un astfel de mesaj și să continue în politică. Ori, da, sper sincer ca lucrurile discutate să fie implementate. Cred că i-am arătat câteva exemple europene foarte, foarte concrete care pot fi aduse la noi. Nu avea cunoștință despre anumite lucruri care nu au fost făcute în timpul ministrului PNL Anisie. Și evident, Partidul Social Democrat va participa constructiv la orice demers. Dar nu acceptăm dublu discurs și ne dorim ca toți actorii relevanți să fie implicați. Ori vedem astăzi vocea profesorilor care nu e suficient de bine auzită, vedem problema cu politizarea școlilor și schimbările de director, adică sunt multe lucruri care trebuie făcute, ori dacă ele sunt făcute corespunzător, în noi, ministrul educației cel puțin, poate avea un partener de dialog. Dar să vedem dacă tot guvernul gândește în aceeași manieră. Și sunt multe carențe și vă dau un ultim exemplu. Noi am susținut Partidul Social Democrat și eu personal să se aloce 10% din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru educație. Inclusiv la nivel european am depus un amendament și a fost aprobat. Ori în România, din planul făcut inițial de PNL, se duceau doar 3%. Și sentimentul meu este că nu vor aloca foarte mult pe zona de educație. Ori aici apar diferențele majore între optica PSD și optica celor care astăzi ne guvernează.